Doamna ministru, domnilor ministri, vă doresc succes, vă doresc un mandat bun. Înțeleg această remaniere pe care mi-a propus-o primul ministru ca o mișcare de întărire a echipei guvernamentale. În același timp, am constatat acum, înainte să ajungă în Sala Unirii, că mi-au parvenit de la Parlament două legi. Legea de respingere a Ordonanței 13 și de aprobare a Ordonanței 14. Voi promulga aceste legi mâine. Și atunci avem întrunite toate condițiile pentru a trece, domnule prim-ministru, la normalizarea situației.